Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre tarifele la energie electrică, despre ședința din cadrul ANRE și despre decizia care a fost luată în această ordine de idei. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Sergiu Ungureanu, expert în energetică. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului Reflector Analitic. Bună seara! Domnule Ungureanu, haideți să le luăm de la un capăt. Până la urmă, tot mai mulți specialiști și până la această ședință din cadrul ANRE a vorbit despre inițierea unui audit internațional al activității companiilor energetice. În viziunea dumneavoastră, cât de necesare sunt aceste audite și dacă acest lucru ar putea fi făcut și de către instituții naționale, de ce anume externe? Despre necesitatea auditării și a unei transparentizări a activității întreprinderilor de bază în sectorul energetic, deja se discută de mult timp, se discută mai mult de un an, deja a fost realizat un raport de audit, dar sunt multe întrebări la acel raport, cum a fost realizat, condițiile, termenii de referință incluși. Deci este foarte important ca la început să știm foarte bine ce vrem de la acest audit, ce vrem de la un eventual raport de audit care va fi la finalul acestei auditări și care sunt informațiile care ne interesează. Că este una să faci un fel de audit și să spui că uitați, l-am văzut că 2 cu 2 fac 4 și la ei tot 2 cu 2 fac 4. Dar să vezi de unde s-au format acele cheltuieli care sunt 2 și care sunt cel al 2, deci vorbesc așa, deci teoretic, deci de unde s-au luat cheltuielile date, care au fost sursele de formare acestora și dacă toate sunt eligibile sau nu. Deci la aceste întrebări acum nu putem spune exact că este așa sau nu este așa, pentru că am putea fi tentat să spunem că sunt nejustificate aceste cereri de majorare a tarifelor. Este în poate și vrem noi ca să credem acest lucru, pentru că situația economică din țară este de o asemenea natură că foarte multă populație, foarte mulți oameni nu își pot permite o creștere a tarifelor. Dar pe de altă parte trebuie să înțelegem situația economică în care au fost puși agenții economici, că din cauza acestui fraude de miliarde care a avut loc în sistemul bancar, au avut de suferit și ei și s-a depreciat leu, s-au schimbat foarte multe condiții economice. Deci aici trebuie să analizăm foarte bine ce se întâmplă. Deci domnul Ungureanu, eu în calitate de cetățean, pot înțelege până la urmă această formulă în baza căreia este creat acest preț? Cât de transparentă? În contextul transparentizării vorbesc. Formula este destul de simplă, dacă așa să luăm, la drept vorbind, oricare din noi, dacă are careva idei despre bugetul de familie, despre bugetul oricărei mici afaceri, poate să înțeleagă că formula dată cuprinde toate cheltuielile eligibile care s-ar împărți la tot volumul de energie care se vinde sau se preconizează să se vinde. Deci, în linii mari este aceasta, dar clar că în ea intră foarte multe componente, componente care sunt legate de pierderile care sunt justificate sau nejustificate, anumite cheltuieli cu investițiile, cu amortizările. Deci aici deja se încep acele, hai să spunem, acele elemente unde se poate umbla, deja și trebuie să vedem cât de corect s-au umblat la unele din ele, cât de corect au fost făcute poate anumite achiziții, cât de corect s-au făcut anumite amortizări care au existat pe parcursul acestor ani la întreprinderile energetice. Deci aici trebuie să intrăm, uitați-vă în aceste detalii care probabil aici s-ar pierde foarte mult din noi, dar dacă s-ar realiza un audit profesionist și s-ar pune foarte bine punctele pe ei, ce ne trebuie la acest audit și nici să nu intimidăm foarte mult companiile sectorului energetic, pentru că nici de cum nu ne punem sarcina de a arăta cu degetul că cineva este rău, că cineva, pentru că la o piață energetică, dacă vrem o piață energetică sănătoasă, noi trebuie să avem niște relații sănătoase atât între furnizori, cât și cumpărătorii de energie care suntem noi, cetățenii, întreprinderile, și trebuie să existe niște relații sănătoase, deoarece dacă vom presa prea mult și nu vom da un tarif normal, s-ar putea întâmpla că situația să intre în colaps economic și atunci revigurarea ne-ar costa poate mai mult. Dumneavoastră, în calitate de expert, astăzi v-ați așteptat ca această decizie a RE să fie anunțată, să nu fie majorat prețul la energie electrică? În principiu era de așteptat acest lucru, erau anumite premise spre acest sens. ANRE a venit un pic mai devreme cu un anunț în acest sens că nu va admite majorarea tarifelor nejustificată. Probabil știau din timp anumite informații și n-au vrut să facă acum acest lucru, deoarece ar fi trezit un val de proteste și aceste proteste poate că ar fi cuprins aici și alte elemente din sectorul energetic, pentru că foarte prost stau lucrurile, spre exemplu, în reglementarea
prețul la combustibil, care până acum au avut niște creșteri substanțiale și iată, trezește și nemulțumirea populației pe acest bagaj. Deci, acum, dacă ar fi fost o mărire a prețurilor, probabil că s-ar fi format un bulgăre de zăpadă care încet, încet, dar ar fi cuprins foarte multe elemente și au evitat, așa spunem, acest lucru. Nu se știe pe cât timp. Poate acum, pe perioada acestor sărbători de iarnă, deci până mai este un eveniment politic precum investirea noului președinte și aici iarăși trebuie să nu uităm faptul că de mult timp deja Agenția Națională pentru Reglementare Energetică nu este un organ independent. Nu este un organ care ia deciziile doar în dependență de factorii economici, factorii tehnici, dar se ia în considerare foarte mult și factorii politici. Deci să ne aducem aminte despre majorările de tarife care au avut loc în anul 2015, apoi anularea acestora și suspendarea propriei decizii. Anumite majorări care trebuiau să aibă loc, dar din cauza alegerilor locale, parlamentare, au fost amânate de mai multe ori. Deci aceste lucruri au știrbit oarecum. Dumneavoastră, oarecum ați anticipat o întrebare de-a mea. Spuneți-mi, rog, guvernul este în drept să dea anumite indicații în re? Guvernul este organul care poate să controleze, care poate să verifice dacă Agenția Națională de Reglementare Energetică își face bine treaba. Dar să intre în activitatea acestea, să dea indicații ca tariful să fie micșorat sau majorat sau, nu știu, păstrat la același nivel, nu are dreptul și nici formal, nici nu știu dacă există mecanisme care ar legale. Justifica, legale care ar justifica aceasta. Pentru că, să fim sinceri, aceste decizii trebuie luate în concordanță de anumite situații obiective. Deci, obiectiv, dacă situația pieței este cere majorare, pentru că avem lege în acest sens și legile care au fost elaborate, nu acum în contextul actual politic, să spunem că, dar au fost elaborate mai de mult și acestea trebuie respectate. Nu s-au respectat dintr-un anumit motiv, știm din ce motive și lucrurile astea deja trebuie foarte bine analizate ca să nu călcăm iarăși pe aceleași greble. Domnule Ungureanu, colegii noștri din media astăzi au dat publicității o informație potrivit căreia în Republica Moldova aceste prețuri ar fi cele mai ridicate. Este așa? Cum se justifică? Aici trebuie să vedem foarte bine în comparație cu ce. Dacă să luăm ca preț brut la energie electrică, în Republica Moldova nu sunt cele mai mari prețuri. Sunt mai mari în comparație cu vecinii noștri din Est, cu Rusia, cu Ucraina, cu țările CSE, da, suntem la, hai așa, spunem, un pic mai sus decât media. Iar dacă comparăm cu țările Uniunii Europene, noi suntem la un nivel chiar mai jos decât media. Deci, dar acolo trebuie să ținem cont și de veniturile populației. Dacă am împărțit prețul energiei la venitul populației, să vedem așa un indicator câți kilowați oră s-ar putea cumpăra fiecare om dintr-un salariu mediu sau dintr-un salariu minim, iată aici stăm foarte prost. Aici deja trebuie să se gândească guvernarea, trebuie să ne gândim noi toți ca societate ce facem, că avem așa venituri mici, că nu ne putem permite să achităm serviciile de bază. Deci poate că situația este de așa natură că trebuie să ne gândim de ce avem așa venituri mici, nu ne putem permite ca să nu ne temem de o eventuală mărire a prețului la energie. Domnule Ungureanu, eu propun să luăm o mică pauză publicitară, după aceea revenim în studioul la discuție. Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile amiezii. Здравствуйте, в эфире дневной выпуск Акцент Инфо. Care sunt cele mai importante știri din țară, urmăriți în cele ce urmează. И в начале коротко о главном. Ce surprize ne mai așteaptă? Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea codului electoral. Mai cu scârți, mai fără tragere de inimă, însă călătorii de ieri. Așa că am pornit la drum. Accentele le vom pune noi. De luni până vineri, la orele 12, 15, 18, 20 și 21.30, fii pas în pas cu actualitățile Accent Info. Ești informat, ești înarmat. Акцент.тв.мб. Это последние новости и прямые трансляции самых важных событий из жизни страны. Это аналитические передачи онлайн с интересными гостями. Это авторские проекты, в которых каждый найдет для себя что-то новое. Акцент.тв.мб или а-тв.мб. Следите за нами на Фейсбуке и в Твиттере. С
Stimați telespectatori, am revenit în studioul la discuție. Spuneam ceva mai devreme, în ediția de astăzi discutăm despre tarifele la energie electrică, despre ședința din cadrul ONR de astăzi, despre deciziile care au fost luate. Invitații noștri sunt Sergiu Ungureanu, expert în energetică, și între timp ni s-a alăturat și Anton Leațchi, consilier PSRM. Bună seara, domnule Leațchi, vreau să încep cu ceea ce s-a întâmplat astăzi în fața ONR. Vorbesc despre acest protest și despre revendicările pe care le-a solicitat, de fapt, Partidul Socialiștilor. Bună seara, stimați telespectatori. Deci, protestul de astăzi a fost așteptat pentru că, așa cum știm noi, deci majorarea a fost solicitată încă mai mult timp, înainte de alegeri prezidențiale. Ceea ce a fost făcut astăzi, deci s-au terminat alegerile, care de obicei în Moldova se face și după alegeri se vin ridicarea tarifelor. Cel puțin, dacă îmi permiteți două cuvinte, Uniunea Europeană de mult a cerut majorarea tarifului și aceasta este dorința a Uniunii Europene, pentru că tariful este într-adevăr foarte mic pentru dânșii, ceea ce este pentru noi într-adevăr mare. Dacă vorbim despre protestul direct, deci solicitarea a fost foarte simplă. Deci Republica Moldova, toți cetățenii din Republica Moldova astăzi nu sunt pregătiți pentru ridicarea tarifelor. Deci dacă noi majorăm tariful circa de 30%, noi trebuie să majorăm cel puțin salariul minim, trebuie să ridicăm salariul, pensia minimă, deci pe economie, pentru că atunci când noi dorim să luăm ceva de om, pentru că de energie electrică, termică și așa mai departe, folosească fiecare cetățean, deci asta bate la fiecare buzunar. Mâine, după, dacă o să fie aprobată ridicarea tarifelor, deci o să bate la buzunarul fiecărui, inclusiv a mea, dumneavoastră și așa mai departe. Deci, cel puțin, astăzi achitarea este circa 800 de lei pentru un apartament și mai mare sau mai puțin de lumină, de energie electrică. Deci dacă vorbim despre căldură, este tot asemenea situație, peste 1000 de lei. Deci astăzi Partidul Socialiștilor a arătat, suntem noi în primul rând indignați de faptul acesta despre că o să fie ridicat tarife. Noi am cerut în primul rând, pentru că Uniunea Finanță spune că este o companie europeană și normal, ei doresc ridicarea prețurilor. Dar să vedem care sunt într-adevăr veniturile acestei companii. Pentru că noi cunoaștem că Uniunea Finanță face energie electrică din gazul care vine în Republica Moldova pe baza acestuia, dar în anul curent a fost micșorat tariful până la și medie este o ajuns pentru anul acest curent $190. Deci atunci când gazul ieftinește, cineva vrea să crească tarifele. Mai departe, noi nu vorbim acum despre salariile acestor funcționari care stau în rândul acestei întreprinderi, care au salarii destul de mari și mai mult, cu mult mai atât de mari decât și președintele are salariul. Deci atunci când o să fie majorate tarife la energie electrică sau alte energie, trebuie să gândim prima. Deci trebuie să ridicăm pensiile, trebuie să ridicăm salarii, trebuie să ridicăm indemnizațiile. Și sens. Și guvernul, dacă o să accepte acest lucru, trebuie să gândească de unde să ia acești bani. Deci dacă vecinul spune, uite, fă așa, nu trebuie să faci deodată așa, trebuie să te gândești cum să se ție bine. Și noi, în felul următor, trebuie să procedăm și noi. Noi trebuie să gândim ce și cum o să fie mai bine pentru Republica Moldova. Pentru că dacă sărăcia o să crească, nimeni nu va câștiga. Domnule Ungureanu, a fost enunțat o teză destul de interesantă de către domnul consilier. Vreau să ne oprim la două noțiuni. Există o interdependență între Fondul Monetar Internațional și creșterea de tarife în țara noastră? Pentru că se vehiculează și acest aspect. Haideți să facem claritate. În mod cert, există o dependență, poate dacă nu atât de directă, dar o dependență, așa să spunem, care este palpabilă, vizibilă, pentru că una din cerințele care a înaintat-o Fondul Monetar Internațional la condiționarea acestei noi tranșe de bani pe care Republica Moldova trebuie să o preia din cauza că am ajuns în asemenea condiții economice că nu mai putem fi independenți. Aceasta este o altă întrebare, cum am ajuns noi în acest lucru și cum adică în ultimii ani nu s-a pus întrebarea ca să ieșim din acest colaps. Dar este una din condițiile lor ca să ajustăm tarifele la anumite norme internaționale, la cheltuielile reale ale furnizorilor. Iată această normă care este practic așa un pic spusă, parcă justificat, parcă, dar este vagă, pentru că noi nu știm exact care sunt cheltuielile reale, care sunt cheltuielile justificate, care ar acoperi toate cheltuielile în furnizorul. Pentru că, în mod normal, în o regulă economică spune așa, că trebuie să acoperim cheltuielile de producție a energiei sau de procurare acesteia, de livrare în cazul dat, și plus o mică marjă de profit care să fie îndreptată către investiții, către anumite renovări și așa mai departe. Dar lucrurile astea, mai ales pentru un furnizor
monopolist pe piață, spre exemplu, pentru că la noi în Republica Moldova, pe anumite zone, pe anumite arii, precum centru, nord, sunt împărțite pe furnizori monopoliști, pentru că nu pot... Nu de ce apare acest fenomen? Sau de ce s-a conturat, mai bine zis? Așa a fost stabilit încă din timpuri... Așa este infrastructura, că rețelele electrice din anumite zone, spre exemplu, din zona de sud, nu poate furniza energie electrică Red Nord sau Red Nord-Vest. Și fix la fel și în zona de nord nu poate furniza energie Union Fenosa, pentru că sunt anumite delimitări. Deci, putem spune, vorbi despre monopolism. Păi iată, pentru asemenea lucruri, când sunt anumite servicii furnizare, dar servicii sunt foarte importante, strategice pentru Republica Moldova, deci de monopolist, acestea trebuie controlate mai bine ca să știm care cheltuieli sunt justificate, care sunt, nu sunt justificate. Deci nu vreau să aduc acum învinuiri careva să spun că iată, numai decât vom găsi ceva, le vom pune la dubă sau vom scoate din tariful lor, dar cum este și cum a menționat și domnul consilier, este foarte important ca să atragem atenția și la veniturile populației, pentru că această așa spunem, proporție dintre veniturile și cheltuielile pe energie trebuie să păstreze cât de cât în niște limite normale, pentru că dacă vom mări la nesfârșit prețul la energie, care probabil cineva va găsi justificat și vor aduce și calculele economice respective, noi putem să acceptăm acest lucru, dar în același timp trebuie să ne gândim și la componenta socială. Și dacă la componenta socială, deci oamenii, majoritatea populației de la țară, de la orașe, nu își vor putea permite să achite aceste servicii de bază, deci probabil ar trebui guvernul să se gândească cum putem ieși din această criză, ce să facă, dar aici trebuie să bat în cap două elemente importante, cel social și cel economic. Sau facem cum este corect economic, fix corect, dar atunci trebuie să verificăm corectitudinea acestor date, dar atunci vom călca peste elementul social și atunci nu vom avea populație care să fie aptă de plată. Domnule consilier, vreau să ne referim un pic la CET 1, CET 2 și la managementul acestor întreprinderi. Pentru că foarte multă lume atunci când discută despre acest aspect invocă un management defectuos. E așa în viziunea dumneavoastră? Deci, chiar dacă să vorbim nu în linii generale, dar într-adevăr, da, deci este un management foarte prost. Dacă vorbim despre căldură la momentul dat, deci vedem că foarte mulți plângeri a cetățenilor sunt la momentul că în timpul când a fost afară plus 2, plus 3, minus 2 grade, deci au fost foarte fierbinți calorifere. Deci nu este managementul în acest sens. Deci nu este gestionarul care este gestionar de fonduri locative, nu lucrează corect. A doilea moment. Deci acum noi, în anul curent, primarul general dorește să investească în această întreprindere, deci în termă electrică, să investească 40 milioane de euro. Ceea ce eu cred că o să fie iarăși o povară pentru cetățenii noștri, pentru că banii ăștia trebuie să fie restituiți. Și noi anterior am vorbit cu expertul nostru, deci pentru că atunci când se face careva plan de un management sau plan strategic, o strategie de dezvoltare, deci se arată așa, uitați-vă, oameni buni, deci noi avem de investit atât, o să fie câștig atât și o să fie economie atât. Deci acest plan nu a fost făcut. Deci astăzi banii care dorește să iei primarul general o să fie luați pentru un vânt și mâine, poi mâine, noi să vedem nici bani, nici efectuarea careva lucrărilor și cu mult mai atât întreprinderile acestea sunt într-o stare foarte proastă astăzi. Da, într-adevăr, ei necesită reparații capitale, necesită schimbarea multor chestiuni, deci, dar la momentul dat, ca să faci ceva, ca să apuci de un lucru, trebuie să vezi care sunt rezultatele. Noi astăzi nu vedem niciun rezultat care urmează să fie după aceste investiții, în primul rând. Într-a doilea rând, nici oamenii nu știu. Dacă noi trebuie să votăm în Consiliul Municipal aprobarea acestor milioane, trebuie să avem în vedere de faptul că, uitați-vă, am investit, am primit, pentru că mâine trebuie să răspundem față de cetățeni. Ceea ce nu este făcut, nu este creat nimic. Domnule, aici lucru, doar s-a atins o întrebare tehnică, aș vrea doar un pic să adaug că avem o mare problemă, deoarece se preconizează scoaterea din uz, deci cel puțin la moment este conservată centrala CET 1, care are un potențial încă foarte mare, potențial nevalorificat, în special în sezonul cald, ar putea livra cu un grad de eficiență mult mai înaltă apă caldă menajeră pentru oraș, pentru a alimenta orașul cu apă caldă la tarifuri mult mai ieftine. Iar în perioada de iarnă, de asemenea, ar putea produce energie electrică și termică, deoarece sunt grupuri destul de eficiente. Nu putem spune că întreaga centrală este veche. Există grupul turbogenerator de condensație care ar putea produce energie electrică și termică la un preț mult mai scăzut decât alte grupuri. Iată, acest lucru se trece acum în tăcere și
de către autoritățile noastre centrale și vor să se închidă. Dar aceasta este o mare crimă acum la moment, chiar aș spune, pentru că suntem ca țară net importatoare, noi avem și așa capacități de generare foarte mici și din aceste capacități de generare, dacă mai închidem sau mai scoatem la fier uzat, ce vom da generațiilor viitoare? Probabil iarăși acele terenuri care sunt ale CET1 vor fi vândute pentru a fi construite blocuri sau nu știu ce oficii, deci lucru care este total inadecvat la momentul de față. Deci trebuie foarte bine să analizăm aceste aspecte ca să vedem ce facem cu și să gândim din punct de vedere strategic, nu doar acum, că acum vor fi niște bani, dar pe urmă cine știe ce. Eu vreau să mai punem în discuție un alt aspect ce ține de calitatea serviciilor, dar în același timp și de pierderile în rețea. De ce le leg aceste două aspecte? Pentru că rămân a fi uneori indispensabile. De ce avem atât de mari pierderi în rețea și de ce calitatea serviciilor lasă de dorit în contextul ce spunea domnul consilier atunci când temperaturile de afară erau cele care ne indicau că nu ar fi trebuit să avem această energie termică la indicii pe care îi aveam? Deci, iarăși este o problemă care are și o latură tehnică foarte pronunțată. Sigur că are și o latură economică și socială, la care domnul consilier tot va spune așa, dar despre latura tehnică vreau să spun că avem o rețea de distribuție destul de veche. Toate că s-au făcut acum în ultimul timp și se mai fac, nu putem nega acest lucru, se mai fac unele renovări, anumite trasee magistrale chiar sunt schimbate, sunt renovate pe cele care au un grad de izolare mult mai mare, totuși avem pierderi destul de mari și chiar acele pierderi oficiale care sunt arătate la circa 20-22%, încă nu sunt adevărate, pentru că pierderile reale de energie termică de la furnizare până la consumator sunt mult mai mari decât cele care sunt indicate și în mod sigur ajung la 30-33% din pierdere. Iată, acestea iarăși intră. Apoi un lucru foarte important care este aici, trebuie să trecem la un alt sistem de furnizare pe interiorul blocului, ca fiecare om să-și poată gestiona care este necesarul de căldură. Deci să trecem la sistemul paralel decât cel vertical. Și într-o emisiune precedentă am explicat acest lucru, că este important să avem un sistem de distribuție paralel și nu este atât de greu, deci se poate realiza cu costuri reduse, dar atunci fiecare om își va putea gestiona cât are nevoie de energie termică, la fel cum își gestionează consumul de energie electrică, de apă și așa mai departe. Și atunci fiecare om va plăti exact pentru ceea ce a consumat și cât a dorit să consume, dacă dorește să consume mai mult sau mai puțin din acel agent termic. Dar pentru aceasta trebuie un pic de investiții și trebuie și o dorință. Și se pare că se fac anumiți pași, dar poate pașii aceștia încă nu sunt suficient de puternici în acest sens. Domnule consilier, v-ați așteptat la decizia de astăzi a REU-ului de a nu majora acest preț? Deci, sincer vă spun, decizia a fost foarte corectă pentru că nu se poate astăzi de majora și eu sper, foarte mult sper că ei înțeleg această situație. Pentru că ceea ce o să se întâmple pe urmă, deja nimeni nu știe, dar o să fie și normal și o să fie și proteste, o să iasă și mai mulți oameni în afară, pentru că nu e normal în situația dată să facem așa ridicări la preț. Eu sper că presarea de către Uniunea Europeană nu o să fie așa de tare către Moldova, pentru că după ceea ce este, deci circa 1.500.000 de lei trebuie să fie restituit de către statul către Red Union Finosă. Deci atunci cândva compania a fost vândută către o companie străină, a fost ca, știți cum așa a fost, deci hai să vindem pentru că gestionează mai bine. Da, într-adevăr, dar astăzi sunt condițiile care sunt, apropo la noi, deci în România costul unui kilowatt de energie electrică costă pe data de 15 mai pe valută națională a Republicii Moldova 2,49 lei de bani, în Republica Moldova se costă 1,92 lei de bani. Deci și normal, dacă vedem că în țara de alături, dar noi avem și prețuri la gaz mai ieftin. Deci trebuie să gestionăm corect. La momentul în care prețurile va fi ridicate și Andrei nu a ascultat pe oameni, deci o să fie foarte mare probleme în economia întreagă, pentru că ridicarea unui tarif la energie electrică este ridicarea unui tarif la energie termică, deci duce la o undă de ridicări, ceea ce a fost anunțat mai devreme. Este ridicare nu numai pentru simplu cetățen, dar ridicare pentru agenți economici. Atunci când agentul economic va fi pus în diferite condiții, pentru că condiții sunt deja o să fie alte, eu spui, uitați-vă, oameni buni, eu nu pot produce marfă, eu trebuie să dau faliment, pentru că nu pot să acoperi cheltuielile. Deci
noi trebuie să ne gândim despre, nu numai despre necesitatea ridicării, dar și despre oamenii simpli, agenți economici și așa mai departe, care trăiesc în Republica Moldova. Noi avem alți venit, în România este mediul venit alt, în Moldova este mediul venit alt. Atunci când o să fie așa ca în România, haideți să se ridicăm. Dar la moment când o pensie este 600 de lei, nu putem noi să facem chestia asta. Dumneavoastră v-ați așezat la masa negocierilor cu reprezentanții ANRE? Care sunt argumentele lor referitoare la această majorare? Deci noi am fost la masă, a fost domnul Vlad Vrânce, da, și a fost domnul Lipski. Deci este foarte simplu, pentru că întreprinderea are pierderi foarte mari, dar să fie văzut acest, iarăși noi revenim la situația care este. Deci tot se face în Moldova asta pe de ascunse. Deci haideți să ne așezăm la masă, dar arătați care sunt într-adevăr cheltuielile a lor. Deci, care sunt cheltuielile, care sunt neajunsurile, unde sunt, care este cuantumul de tarifă care trebuie să fie ridicată. Haideți să vedem, unde sunt banii, care, veniturile care sunt, primește Redevine Finanță, unde sunt ele duși. Deci trebuie să facem o paralelă, să vedem toate chestiile și atunci să vorbim. Dar la momentul în care nouă ne spune că, uitați-vă, întreprinderea are cheltuieri foarte enorme, nu are venituri și așa mai departe, asta nu mai vorbe. Atunci când vine un sondaj, și normal, noi am rugat să fie valorificate toate chestiile, deci o să fie o făcută verificarea tuturor banilor care se duc din buget și cu mult mai atât și întreprinderile municipale o să achite mai mult pentru furnizare, da, și pentru energie și statul trebuie să achite mai mult. Trebuie să pui anul viitor, trebuie să pui cu mult mai mare buget pentru achitarea serviciilor și primăria municipiului și primăria din orice localitate trebuie să pui să crească bugetul pentru cheltuieli. Ce o să facem cu asta? Domnul Ungureanu, în cadrul emisiunii noastre a mai fost enunțată o teză raportată la salariile pe care le au acești angajați. Nu pot trece cu vederea pentru că, iarăși, noi, reprezentanții media, am scris de mai multe ori despre salariile nu doar a acestei instituții, ci a mai multor din capitală, în mod special, care uneori ajung în jurul cifrei de 100.000. Spuneți-ne, vă rog, cine este cel care gestionează cel puțin la nivel teoretic aceste instituții și duce o evidență a salarizării. Dacă e corect până la urmă, nu am nimic împotriva oamenilor care au un salariu înalt. Da, deci aici trebuie să ținem cont de două aspecte importante. Care sunt cheltuielile eligibile, pentru că oricum în structura tarifului și în structura cheltuielilor care noi le avem, o parte trebuie să fie și cheltuielile salariale. Deci trebuie să fie foarte clar stabilit care este cota acestor cheltuieli și cât de bine acestea pot intra în tarif. Deci aici este lucru anume al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, care să vadă cât de justificate sunt aceste cheltuieli și dacă, spre exemplu, agentul economic are o cotă de salarizare care nu întrece, de exemplu, de 5%, de 7% din total tarifului, am zis așa niște cifre, da, aproximative, și în această cotă el se include și poate oferi acestor angajați ai săi salariile respective, atunci, bine, este un agent privat în cadrul agenților, nu există o problemă. Dar în situația în care tarifele sunt, compania raportează pierderi și aceste pierderi trebuie să acoperite dintr-o eventuală majorare a tarifului, aici, vrem, nu vrem, volens, nolens, ne punem întrebarea. Bine, haideți să vedem toate aspectele, toate cheltuielile, inclusiv ce s-au cumpărat, care au fost achizițiile companiei, amortizările și inclusiv și salariile. Și aici deja aceste probleme, aceste întrebări pot să apară. Și dacă aceste salarii sunt cu adevărat de ordinul celor care au fost enunțate, în mod normal, societatea își pune întrebarea de ce asemenea salarii trebuie achitate. Dar aici, iarăși, trebuie să vedem în urma unui audit sau în urma unui raport făcut de ANRE. Putem să-i zicem cum vrem acesta, ori audit, ori raport de verificare și așa mai departe. Denumirea nu contează, contează rezultatul ce vom avea din acesta, ci la ce întrebări și în ce formă ne va răspunde la acest. Pentru asta noi vedem să facem o clarificare. Dacă după un raport de audit, precum, nu știu, precum cel de la Kroll, întrebările practic nu au dispărut, doar s-a făcut lumină puțină pe anumite aspecte, deci probabil puțin va fi util acel raport. Deci noi trebuie să vedem care este cota acestora și sigur că societatea își pune întrebarea, dar până la urmă, vedeți, aici este, aspectul este foarte dual. Este o întreprindere privată, nu este o întreprindere de stat unde salariile atât a directorului cât și a tuturor angajaților diviziunilor sunt foarte strict stabilite și sunt o normă, dar la întreprinderea privată, acolo deja este o altă regulă și dacă
întreprinderea aceasta respectă anumite norme, dar iată aici iarăși trebuie să intrăm în această latitudine, pentru că ca să întreprinderea să respecte normele, trebuie și ea să se simtă că există o agenție care respectă și ea normele, dar de multe ori vedem că Agenția Națională de Reglementare Energetică a jucat după alte reguli decât cele normale, decât cele care sunt stabilite de lege, când trebuie să mărească tarifele, cu ce frecvență și la ce cele. Eu vreau să rămânem un pic în albia raportului despre care îi spuneți dumneavoastră. Știu că de mai multe ori ați participat la tot felul de discuții cu reprezentanții acestora. Atunci când le-ați solicitat, care a fost răspunsul? În mod repetat am solicitat aceste lucruri, chiar și la dezbaterile publice care au avut loc, dar nu am primit răspunsuri adecvate, au fost răspunsuri mai mult evazive, așa, hai să spunem, sau deloc nu au fost răspunsuri. Au spus că toate aceste cheltuieli sunt în conformitate cu legea, deci noi facem totul în conformitate cu legea, dar este clar și verde în față că nu se întâmplă chiar totul în conformitate cu legea, pentru că la foarte să pui un tarif, iar după câteva zile să-ți autosuspenzi decizia, se observă că nu există, că ceva nu este bine la mijloc. Și atunci însă și agenția își pierde, își șterbește din imaginea sa. Domnule consilier, unde este raportul financiar? De ce noi, cetățenii, urmează să ne facem anumite iluzii, să credem pe cuvânt reprezentanții ANRE, să credem în aceste cifre cu care se operează? Știți să vedeți, noi astăzi ca consilieri și ca deputați, da, și astăzi au fost deputați în sediul ANRE, au cerut acest raport. Au cerut acest raport să fie văzut, să fie publicat, așa normal, deci cum trebuie să fie transparent, să vadă lumea care este situația. Cel puțin deputatul din Parlament trebuie să aibă acces la o întreprindere astfel de strategică, ca întreprinderea de, care se ocupă cu sectorul energetic, să aibă acces la documentația acestor întreprinderi. Deci, ceea ce nu este și nu există. În momentul în care noi astăzi am protestat la fața sediului ANRE, noi am intrat și am cerut. Deci dorim să facem și să vedem acest raport, să vedem care sunt cheltuieli, să vedem care sunt salarii, să fie asta, dacă nu este posibilitatea să fie publicată, să vadă toată lumea, să vadă măcar un grup de lucru, să vadă care este situația, într-adevăr. Pentru că noi astăzi vedem în continuare în sectorul nostru de care conduce, deci bla, bla, bla. Mă scuzați, dar asta este. Ceea ce este, a fost raport în Consiliul Municipal pentru Energie Durabilă, care este acolo cu și apă canal și termoelectrică și alte întreprinderi municipale, noi n-am văzut nimic. Noi n-am văzut niciun plan de creare, într-adevăr, să fie făcut ceva. Noi am văzut numai cheltuielii care ei vor, noi am văzut banii care ei iau, am văzut costurile creditelor care sunt, într-adevăr, dar în timp noi n-am văzut ceea ce o să fie făcut și aceasta este o mare povară pentru cetățeni. Noi trebuie să înțelegem o chestie, că guvernarea actuală face un singur lucru. Pune și miliardul care este pus pe umerile cetățenilor. Mai mult ca atât, deci situația asta a provenit de la cursul valutar, dacă ținem minte. Da? De ce a provenit situația asta? Deci europenii spun clar, uitați-vă, aveți diferența din curs, noi primim mai puțin euro în buzunarul nostru, deci trebuie să majorați tariful. Oameni buni, bine, atunci când a fost furat miliardul, până ziua de astăzi, noi nu a venit înapoi niciun euro, niciun milion, nici o jumătate de milion în Banca Națională. Deci trebuie să fie acoperită de către cetățeni. Mai departe noi mergem, mai departe noi punem, ridicăm, cineva dorește să ridică tarifele, da? O să fie tarifele, deci această undă de ridicare a tarifelor o să fie, pentru că ridicarea la energie electrică duce, am spus, deja la apă, canalizare și așa mai departe, deci și la energie termică. Da? Deci, de ce, iarăși, cineva dorește să pui povara asta de achita pentru oameni? Deci se primește o chestie foarte simplă. Deci, noi suntem la putere și noi dorim să strângem bani. De unde strângem bani? De la oamenii care fac peste hotare, fac muncesc, oameni simpli. De ce trebuie să fie asta? De ce trebuie să se întâmple astfel de situație? Deci noi trebuie să punem pe guvernarea de astăzi, cei care sunt în fața și să vadă prima. Deci să nu facă ceea ce spun vecinii noștri și ceea ce solicită Uniunea Europeană. Noi trebuie să facem așa cum să fie bine pentru țara noastră, pentru oamenii noștri, simpli. În primul rând, și trebuie să gândim la dânsii. În momentul în care noi uităm despre oameni, oamenii n-o să ierte niciodată această chestie. Și guvernarea trebuie să știe despre chestia asta. Domnule Ungureanu, mai avem, cred că, 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb o chestie foarte sensibilă. Spuneți-ne, vă rog, Republica Moldova, la ora actuală, are siguranță energetică? De ce vorbesc? Pentru că Acuș e punctul cel mai vulnerabil, tocmai în toiul iernii. Nu ne-am putea
trezind cu o surpriză de proporții. Există riscuri. Înțeleg care este întrebarea. Este foarte vulnerabilă Republica Moldova la acest capitol și este o întrebare dureroasă. De mult timp se discută așa, dar se discută la pe jumate de voce. Deci niciodată nu s-a pus întrebarea aceasta foarte clar, tranșant și sigur, tranșant, ce facem mai departe, care sunt posibilitățile noastre în cazul în care sunt anumite scenarii. Și aceste scenarii trebuie să le dezvolte chiar însăși guvernarea prin anumite mecanisme ale sale. Deci într-o țară normală sau într-o țară care tinde să acopere aceste probleme. Deci trebuie să existe o siguranță de alimentare cu energie, cel puțin 60 zile în cazul în care se întrerupe alimentarea externă. Pentru aceasta trebuie să existe o infrastructură oarecare, de exemplu anumite rezerve subterane pentru gaz, pentru cărbune. Trebuie să existe anumite capacități de generare. Care Republica Moldova cât poate rezista? Republica Moldova, după ultimele calcule care au fost făcute pentru acele rezerve care le are Republica Moldova, pentru maximum 72 de ore poate să existe. Asta la consum destul de mic. Dacă la consum de iarnă, cum este acum, încă și mai puțin sub 40 de ore intrăm. Deci nici două zile de acoperirea consumului, deci doar acea cantitate de gaz care mai rămâne în conducte, deci să luăm așa tehnic, și există anumite rezerve de petrol, țiței, mazut așa numit, în cadrul centralelor noastre CET 1, CET 2, CET Nord. Deci, dar acestea iarăși sunt infim de mici, nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Deci suntem foarte vulnerabili și lucrul acesta ar trebui să fie gândit de către guvernare, cum facem și ce facem în cazul în care, spre exemplu, situația politică a vecinii noștri s-ar putea să nu se înțeleagă foarte bine între ei și atunci noi am putea suferi. Deci trebuie să ne gândim la acest lucru. Domnule consilier, pe final de emisiune vreau să aflu poziția dumneavoastră. Putem sta liniștiți și când zic lucrul ăsta iau în ghilimele de rigoare că până în primăvară prețul nu va crește la aceste servicii? Deci este o solicitare de Uniunea Europeană, noi deja vedem. A fost furtul miliardului, noi deja tot știm, cunoaștem că a fost chestia asta. Deci și astăzi guvernarea o să facă tot posibil ca să fie ridicat prețul ăsta. Deci noi trebuie să înțelegem că trebuie să facem tot posibil ca să scoatem pe viziunea oamenilor de ce și de unde și până unde sunt într-adevăr pierderile acestor întreprinderi, în primul rând. Și în al doilea moment trebuie să cerem la guvernare, dacă în cazul în care totuși o să fie majorarea, să fie ridicat și pensii și fie ridicat salariul minim. Nu să cerem, dar să spunem ferm, trebuie să fie ridicat. În momentul în care nu o să fie ridicat, oamenii n-a să reziste. Iar nici iarna viitoare, nici primăvara și așa mai departe. Deci, impactul care putea să fie foarte negativ pentru întreaga economie Republicii Moldova. Deci vă întrebam lucrul ăsta pentru că astăzi am văzut mai multe persoane de vârsta a treia, în mod special, care au ieșit și au protestat în fața ANRE-i și ajung la ideile enunțate atât de dumneavoastră cât și de domnul Ungureanu. Există pensii destul de mici și atunci poate statul ar trebui să vină în contextul ăsta cu anumite înlesniri pentru persoanele de vârsta a treia. S-a discutat aceste aspecte, măcar deci, și într-un termen scurt. Deci au fost discutate ceva genul ăsta, dar nu sunt discutate, știți cum, discutat la concret nu au fost discuții, deci o să fie așa și așa și așa. Dar cu mult mai atât, persoanele care deci au pensie mică sunt mai mulți decât ceea ce este compensat. Chiar dacă vorbim despre orașul Chișinău, compensațiile care noi le oferim către cetățenii, deci sunt cu mult mai puțini cetățenii care sunt oferite compensații decât într-adevăr care au nevoie. Și aceasta este o problemă foarte mare pentru întreg oraș. Și atunci în momentul în care tariful o să fie majorat, deci o să trebuiască, haideți să socotim chestia, deci trebuie să achite cu 30-20% mai mult pentru energie electrică, cu 20-30% mai mult pentru apă potabilă, pentru energie termică, deci se primește o sumă enorm de mare, circa 1000 de lei. Da, este o povară care în mod normal într-o economie care se dezvoltă ar trebui să existe o proporție stabilă între acele prețuri la povara cheltuielilor energetice de altă natură și venituri. Deci lucrurile astea trebuie să fie ținute în control, deoarece de nu vom ajunge în situații de colaps economic. Pe această notă suntem obligați ca să punem punct acestei emisiuni. Domnule Ungureanu, domnule Leațchi, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor postului nostru de televiziune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Mă numesc Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV.